Asta așa. Și asta așa, gata. Și trebuie să vină cu săpăliga să mi-i sape puțin. Să-i aerisească puțin. Iubire, aici la burlan, da? Mi se pare foarte simplu. Ce? Ca să nu mai facem de alea și cu, de alea și cu fluviale, cu naiba. Da. De pe toată asta cât o să aibă, se scurgă jos unde să avem pământ aici. Perfect. Deci dintr-o parte și... Adică tot, efectiv, tot să aibă pantă. Sunt de acord. Înveri și mie asta, te rog. Și se scurge acolo. Un singur acoperiș o să facem, nu? Da. Sunt două variante. Unul așa, care cred că e cel mai simplu, sau căsuță mișto așa. Să vede. Nu, mă, așa. Unul singur, nu? Și auzi, adu și tu, adu și... Așa nu-ți place? Ia imaginează-ți. Banc, banc. Ba, da, da, e prea... Nu, las. Și că nu mai facem încă o casă. Exact. Păi, adu și mie, te rog frumos, cu totul. Adu-mi ghena aia mare. Ii, ce frumos arată. Cum a zis Victoria? Mă ciupește. Și căpșunelele? Să nu mai călcăm pe ele. Băi, căpșunelele am vorbit cu Paula să-mi aducă o femeie să mi le... Ai văzut cum am auzit anul trecut? Cât am mâncat, am vlogul ăla, avem vlogul pe Victorienii. Da. Băi, mi-a zis cineva, îți vezi ce amintiri frumoase când la 2 ani îți dai căpșunele de la tine din curte. Știi cum, Iris era mică, mică. Și mânca și ea. Stai să tund ăsta. Victoria e deja mare, era mare, spunea, eu prima, eu prima. Ia. Nu mai uiți seara la vlogurile alea. Te mai uiți și mă mai uiți și eu. Când mai apuc. Asta fac că s-a păstrat bine aici, să facem și în față. Ce? Pă, mă, cu asta. A, păi ăsta, da. Tartanul ăsta. Tartanul ăsta e genial. Vine mea, dar nu mi-aruncam pe jos, că după aceea... Păi nu, da, vino tu în urma mea și strânge, că nu... Nu, de șef, de, pardon, de asistenți. Da. Nu, te rog, te rog, fă-ți treaba singură, nu-mi place. Eu mă duc să mai fac ale mele. Păi da, mă, dar astea sunt dita mai crengoasele. Îl tund ca să arate frumos, că și-am trecut la întuns și a fost excepțional. A arătat excepțional. Am frunzit frumos. Hai că faci treaba bună, mă, iubire. Fac treaba bună? Cum naiba să nu fac? Stai, mă. Hai, prințesă, hai că m-am plictisit. Păi și ce să-ți fac? Hai să mai facem și noi altceva. Cum ar fi? Hai și tu sus, la, se culcă lumea la ora asta, în dormitor. Aha! Ești obraznic. Obraznică, drănică, gări, gări, gări. Vrei să facem un film în dormitor? Nu neapărat. Putem și fără cameră de la dute. Ar fi culmea. Știm. N-ai găsit pătrat? Au, au. Mamă, dar ce-a crescut ăsta? La anul promit că îmi chem pe cineva să mi le taie, că nu mai suport. Sunt foarte greu de făcut. Așa. Iubire! Da, iubire, stai. Adu și tu un fierăstrău. Haide, hai că avem treabă, hai. Ce vrea? Mai ai? Sunt abia la primul trandafir. Bine, ăsta e cel mai greu dintre toate. Iubire! Adu și tu un fierăstrău, că trebuie să tai un de-asta aici, că eu nu am cum să-l tai cu ăsta. Da. Și e trandafir, nu știu cum. Și-a dus și mănuși. Sau, mă rog, le iei pe ale mele, da. Ăștia cățărători au deja, cred că, 3-4 ani. Sunt imenși. Și în primii 2 ani au crescut așa puțin, dar anul trecut au explodat efectiv. Dar au fost foarte tunși. Asta am făcut anul trecut. I-am tuns și am lăsat 2 crăcane de fiecare... Niște crăcane mai cu lăstar de ăștia mai tineri. Și au făcut niște... Stai să văd care sunt mai bătrâne. Care sunteți, mă, mai bătrâioare, mă? Care sunteți, mă, mai bătrâioare, mă? Ce, mă, că nu merge farfeca asta?
Deci eu nu știu ce o să fac cu trandafirii ăștia, că fac niște tulpinoaie. Ah! Îmi strică farfeca. E o activitate frumoasă asta cu grădinăritul și mai ales că noi anul trecut făceam asta cu fetele și era un pic mai complicat. Chiar dacă era frumos, era mai complicat că trebuia să avem grijă și de ele. Bineînțeles că în weekend o să le chemăm și pe ele să ne ajute. Da, am ajutat-o, dar i-am spus că florile sunt responsabilitatea ei. Nu mă întreba cum să le tunzi și copăcei. M-a enervat faptul cu trandafirii, că nu m-a întrebat. I-a pus direct pe jos și apoi a trebuit să iau eu unul câte unul, fără să mă înțep, să-i duc afară. Pentru că trebuia să puși pe o roabă sau pe ceva ca să poți să-i transport mai ușor. Dar ce să fac cu ierpie, soția mea? Nu vreau să pun apă el, că e... E super mega țepos. Nu, nu, așa n-am trăit în viața mea cu două mâini, dar mă gândesc că e mai ok. Mamă, și ăsta cum naiba îl fac? Uite-te ce e acolo, vezi? Și eu ce să fac cu el? Păi trebuie să-l aruncăm. Uite, am pus aici.